Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai și împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru voi, pentru că vom merge la Nevermore și vrem să o întâlnim pe Wednesday. Ia uitați-o chiar aici. Este și mânuță și vom vedea dacă o întâlnim și pe Enid și pe alte caractere din Wednesday, dar vreau întâi de asta, vreau să ne scrieți în comentarii dacă voi v-ați uitat la serialul Wednesday, ok? Scrieți în secțiunea de comentarii și dacă v-ați uitat, neapărat să apăsați pe butonașul de like, să strângem multe, multe like-uri, pentru că ia uitați-vă ce s-a întâmplat. Deci aici o să putem să vedem pe mânuță, Ting, care a devenit gigantă și începe să preia controlul în orașul Jericho. Vom merge și în orașul Jericho și trebuie neapărat să-l oprim pe Ting. Nu știu ce face, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar gândiți-vă că e gigant. Adică uitați-vă, aici stătea pe umărul lui Wednesday, da? Da, da, da. Și aici uite cât de mare e și chiar atât de mare o să fie și în joc. Așa că hai să strângem multe, multe like-uri. Câte like-uri vreți voi la episodul de azi? Stai, ziceți. Uite aici, stai așa, deci 5.000, nu, nu. Deci Wednesday zice că 5.000 de like-uri. Ca să ajungem la 10.000 de like-uri. 10.000? Da. 10.000 de like-uri și tu câte vrei, Mihai? Ia zi-ne. 15.000. 15.000 de like-uri. Ok. Deci eu zic în felul următor. Hai să strângem măcar 5.000 de like-uri pentru că așa vom putea să intrăm în Nevermore. Pentru că dacă ajungem la Nevermore și n-am strâns 5.000 de like-uri, ușa va fi închisă și nu vom putea afla misterul. Și apropo, știți că Wednesday a fost filmat... Ia! Vreau să zic că a fost filmat în România, dar a venit Cartoon Cat. Eu auzeam ceva, dar nu se întâmplă. Noi vrem să vedem aici familia Adams și tot și tu vii după noi. Ce ai? Tu faci parte din familia Adams și nu știam noi? Nu, e animalul de companie. O fi de-a lor? Nu cred. Nu cred că e de-a lor. Poate. Hai să mergem, vreau să mergem în Jericho, în orașul din Wednesday, din serial. Pentru că este chiar aici și noi suntem în România acum, așa că hai să mergem. Sunteți pregătiți? E Boxy Boo, aveți grijă! Bă, chiar mă gândeam! O să avem caractere noi! N-am mai filmat de mult Garry's Mod! Doamne feri! Deci, dacă v-a fost doar de Garry's Mod, apăsați pe butonajul de like neapărat, pentru că ia uitați-vă, avem Boxy Boo, cine știe ce alte caractere o să mai fie pe aici care încearcă să ne oprească, să ne întâlnim. Ia! Vine din apă, e un alt Boxy Boo. Stai acolo. E Boxy Boo varianta de carton, ia uite. Boxy Boo varianta de carton. Ia uite ea cum arată. Băi, lasă-ne în pace că noi avem altă treabă, trebuie să aflăm misterul. De ce s-a făcut mânuță gigant? Cine l-a făcut? Și de ce l-a făcut rău? Că mânuță era bun. Ce este? Bine, eu îi zic mânuță, pe el îl cheamă Ting, ok? Dar o să zic mânuță că îi zic în română și atunci nu pot să-i zic chestie. E ciudat să-i zic chestie. Sună. Mai degrabă îi zic mânuță, știi? Ne punem aici? Aoleu, Ok, nu mai așteptam asta. Vezi că te mănâncă, vezi că te mănâncă. Bă, ăsta-i ce, mă? Boxy variantă de Crăciun? E asta-i să văd. E chiar aici, uite-l. Oh my god. E Boxy varianta de Crăciun, dar... Vezi că te pândește la scară. Păi dacă nu e mânca de picior. Ia vino, hai că te ajut. Să nu te neci. Aolo, stai că mi-au alunecat piciorul. L-am ajutat pe Boxy. Bă! Te ia și de mușcă! Te ia și de mușcă! Doamne feri! M-a luat și m-a mușcat! Moșule, tu ești! Ia uite ea! Vino spre noi, că nu-l nimerim. Doamne ferește, așa ceva. Bă, dar n-am pe unde să ies pe aici, m-a cam încolțit. Vino spre noi, invers. M-a cam încolțit aici, dar nu știu pe unde v-ați dus voi. Ia stai să văd. Ia uite-l! Bă, a venit Boxy Boo înapoi! Ai văzut ce-mi face? Am văzut! Doamne! Te ia și ești mușcă! Mamă, dar are dinți de gheață! Are dinți de gheață! Gata! Ok, hai să continuăm! Să vedem... Deci trebuie să o găsim pe Wednesday în primul rând! Wednesday poate ne poate spune mai multe detalii despre ce s-a întâmplat cu mânuță! Sau care e faza? Ia uite! E Boxy varianta de burger cu cartofi prăjiți! Bă, care mi-e place ăsta! Hai că am intrat aici! Este simpatic, deci, e foame! Boxy, varianta Happy Meal. Ia uite-l. Da. Doamne, Boxy. Că vedeți că toți sunt Boxy Boo, practic, dar sunt variante diferite din Project Playtime. Ia! Boxy de metal! Asta-i varianta ștearsă? Este un Boxy de metal robot. Ia uitați-vă cum arată. Da, văd acum, văd. Cu cabluri, cu tot felul de chestii, componente. Asta cred că e cu 4080 Ti. Ia uite-l. Bă, mușcă! Vezi, ai grijă.
foame. Dă-i în el, că nu e ok. Da, întrebarea e unde e Nevermore, că noi nu știm, doar Wednesday știe și ne poate ajuta. Da, trebuie să o găsim pe ea, dar... Noi trebuie să o găsim pe Wednesday, dar nu știm unde este. Wednesday, unde ești? Arată-te! Păi asta vreau și eu să se arate. Poate e pe aici pe undeva, băi, aici e o secție de poliție. Crezi că a venit la poliție să zică? Eu știu, ia stai să vedem. Stai să vedem. Nu știu, o fi la poliție, nu se poate deschide aici, e închis. Păi este cineva care trece strada acolo. Unde? Uite, e față, vezi? Nu văd, nu. E o fată. O fi Wednesday, ia. Nu știu, vezi dacă e că nu prea o văd. Am văzut și ceva, dar nu văd bine. Bă, cred că e Wednesday, uite-o. E Wednesday și el are și pe mânuță varianta mică pe umăr, uite. Serios? Da, pe bune zic, ia. Wednesday, tu ești? Bă, e Wednesday și uite că e foarte supărată. Uite și acum i-am dat și vine după mine, ia. E de fără. Ok. Dar mă întreb, oare ne ajută sau ceva? Deci Wednesday, stai așa pe loc. Zine și nouă, Wednesday. Unde este Nevermore? Și ce s-a întâmplat mai exact? Pentru că văd că tu l-ai pe munță adevăratul aici. Deci cineva l-a clonat și l-a făcut gigantic și ăla gigantic este cel rău, nu cel mic. Vedeți? Da, așa că mânuță el, îl are pe mânuță aici. Uite. Deci mânuță ăsta e normalul. Varianta normală. Chiar mi se pare că se... Oh my god! Să se bate! Bă, se ne bat. Ajută! Se bat. Bă, nu cred, ia uite-o! Wednesday ne ajută! Okay. Mamă, dar de tare! Asta-i tare! Bă, ia uitați-vă! Gata la bătut! Mă, mă! Wow, mulțumim Wednesday! Nu cred! Okay. L-am gănit! Deci nu cred că ne ajută în halul ăsta, deci e foarte, foarte puternică! Ce facem? Ne ținem după ea sau ceva? Că nici păi, nu știu! Ia, oh my god, Mihai, grijă! Nici măcar nu trebuie să ne mai batem noi, că Wednesday îi face praf pe toți, ia uitați-vă. Păi și așa nu prea mai aveam gloanțe, deci... Bine, Wednesday, bine. Eu nu și mai trebuie să trag, ia. Bă, da, are nu foarte multă viață și deși are foarte multă viață, Wednesday îi face praf. Dar trebuie să avem grijă și la viața ei, ia. Dar nu, are foarte multă viață Wednesday. Are foarte multă viață Wednesday. E muzat că dă cu mâna, știi? Hai să o ajutăm puțin, hai să o ajutăm puțin și noi. Bă, nu mă așteptam să fie așa puternică. Ia uitați-vă ce-i bate. Nici adică noi trebuie să tragem cu mitralierele și ei le dă două palme și gata, ea liniștit. Ia! Aoleu! Hai, Wednesday, bate-te cu ei, rupe-i! Dă-i somn, dă-i somn! Bă, îi dă cu piciorul, îi dă cu piciorul. Vezi că ăsta are șmecherii, vezi că ăsta are șmecherii. Pică pe jos și pe aia se ridică. Aveți grijă. Ia. Wednesday, să nu te fraierească, da? Ai grijă. Stai că ăsta nu se mai ridică. Se ridică, se ridică. Ba da. Ia uite-l. Și-a prins o nouă formă, și-a prins o nouă formă. Dă-i Wednesday, dă-i, rupe-l. Dă-i. Vezi că face tot felul de chestii. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Mamă. Vai, aveți grijă. Oh. Ok, trebuie neapărat să plecăm din oraș. Gata. Bă, sigur e mort? Sper. Ok, nu știu ce a făcut Wednesday, dar... Ești bine, Wednesday? Ok, deci trebuie să avem grijă de Wednesday pentru că uitați-vă, i-a scăzut viața cam pe la jumate. Ok, hai să o ajutăm, Și hai să mergem din oraș pentru că Nevermore știți bine că nu era în oraș, în Jericho. Nu este în oraș. Deci Nevermore e undeva în pădure, deci trebuie să mergem să vedem unde ar putea să fie. Dar trebuie să-l găsim. Zine Wednesday, unde? Bă, asta de cumva zi. E zona aia unde au pus ei, unde era mormântul. Cred că aici a fost. Aici e, da. Opa! Zine, Wednesday, când este sezonul 2? Vrem să știm. Știi cumva tu? Nu vrea să vorbească, că e sub contract. Ce vrei? E sub contract și de asta nu vrea? Da, normal. Ok, na, acum nu o mai întrebăm, că nu o să ne zică, dar... Ce vrei? Vreau să știu. Oh my god, asta e alt mânuță. Asta e alt mânuță. Unde? Bă, ce face? Stă pe gard. Wednesday? Vii să ne ajuți? Cred că ne zice... Bă, e aici ăsta, uite-l! Mamă, ce face, Doamne! Ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic din ecran! Nici eu! Ok, Wednesday, fă-l praf! Bă, ce-i asta? Uitați-vă cât se spunează! Oh my god, bă! Ok, trebuie să avem grijă să o salvăm pe Wednesday dacă are probleme. Așa este. Nu, n-are probleme, ok. Dar trageți și voi să o ajutați! Bă, eu nu știu care e ăla adevăratul, pe bune zic, m-a luat unul în brațe. Bă, sunt cam mulți! Sunt cam mulți! Am luat-o pe Wednesday și fugim! Haide! Fugi! Unde e? Unde e Wednesday? A dispărut! Nu-mi spune că a plecat. Cred că a plecat Wednesday. Oh my god! Sau poate are putere să dispară când vrea. Poate! Știi ce zic? Poate! Da! Nu știu, hai să mergem spre zona de pădure, pentru că e clar că în Jericho nu avem nicio treabă. Nu acolo este zona care ne interesează, dar totuși nu pe aici. Bă, că e un pod în față. Hai și noi pe pod. Și cu apa asta zic, hai să mergem pe pod mai degrabă.
Deci rochia nu-i bună. Nu merge fusta aia. Vino pe aici. A, da. Mulțumesc. La pisica ai băguit caracterul pentru că are fusta și e lipită de pământ. Și da, efectiv da, da, nu poate să sară peste chestiile astea din cauza fustului. Așa este. Uite-o, uite-o, uite-o. Ia apărut, și a recăpătat HP-ul, vedeți? A, își dă bandaj și revine. Asta zic. Okay. Hai să mergem pe străduță și să vedem dacă îl găsim pe mânuță. Ia uite-l, bă! Mă, nu, că de fără și uite cum merge! Doamne ferește, uite cum face cu tăinile de merge! Ca serial! Mănuță, ce s-a întâmplat cu tine, băiete? De ce ești atât de mare? Ce așa, bă, uite cât de mare. Bă, am dat cu degetul din mijloc, nu mi se pare ok. Am dat. Uite, uite cum face. Uite cum face. Să vezi că uneori are atacul cu degetul din mijloc. Uite-te, să vezi. Da, știu. Ia uite-l. Mănuță, ce face aici? Nu e ok. Bă, mănuță, lasă-ne. Mănuță, lasă-ne. Și de ce ești tu atât de mare? Că tu nu ești atât de mare în serial. Ce s-a întâmplat cu tine? Ce se întâmplă la Nevermore acolo mai exact? Aoleu, gata. Ok, eu nu știu ce, nu știu ce se întâmplă la Nevermore. Mai apare. Nu știu, îți dai seama că n-a dispărut de tot. Uitați-vă, Nevermore este chiar acolo sus pe deal, vedeți? A, văd. Bă, uite pe Wednesday. Uite pe Wednesday. Wednesday, ne arată că acolo este locația. Da, exact. Dar ce s-a întâmplat aici, mă întreb, la Nevermore? Dar vezi că și ea e, pare că cere ajutor. Păi da, e cam supărată puțin, adică se gândește, bă, nu știu ce să fac, să mă duc, să nu mă duc. Hai, Wednesday, hai să mergem. Hai. Nu știu dacă pe acolo. Hai, vină încoace. Prin boschete pe. Stai, că nici nu știu pe unde ar trebui să urcăm. Cred că pe aici. Trebuie să vedem dacă vine Wednesday. Uite că vine și Wednesday cu noi. Vine, dar vine mai încet. Trebuie să o așteptăm și pe ea, pentru că o să spuneze pe aici aproape mânuță iarăși și trebuie să măcar să ne apere ea. Corect. Că e mai puternică și ne-ar putea ajuta. Hai pe aici pe sus, trebuie să o ocolim. Hai de Wednesday. Bă, dar merge greu Wednesday. Hai că te ajut eu. E pe tocuri. Ai ajutat că e pe tocuri și pe tocuri. E pe tocuri din cauza asta. Gata, te ajut. Rupe-l. Mânuță versus Wednesday. Cine câștigă? Hai să vedem. Cine câștigă de aici? Bă, ce aici? Ia uitați-vă. Asta e bătălia secolului. Nici în serial nu vezi așa ceva. Bă, apropo de serial, oare Haldu e pe aici? Nu știu. Că nu m-am gândit la chestia asta, că și Haldu din serial s-ar putea să fie prin pădure pe aici. Asta chiar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, deci oameni buni, neapărat apăsați pe butonașul de like, că dacă nu-l găsim pe Haldu în episodul de astăzi, poate-l găsim data viitoare, nu știu ce să zic. Deci hai să continuăm. Hai. Unde este Wednesday? Wednesday, de ce? Deci vine atât de greu Wednesday. Chiar da. Uite, aici dar este Nevermore. Dar nu face follow pe cineva sau? I-am dat eu follow pe mine, dar nu știu exact de ce. Acum vin. Gata, stai cu ajut eu. Asta vreau să zic. Hai să ajutăm că suntem mai. Gata. Deci uite, aici este Nevermore-ul. Așa, să-i dai din nou follow. Stai că o las aici și să ne zică ea despre ce e vorba. Ia să vedem. Ia zi Wednesday. Intrăm în Nevermore? Intrăm? Ar trebui să intrăm. Hai să vedem, hai. Aveți curaj? Eu am curaj. Și eu am curaj să intru. Bă, se bate Wednesday cu mânuța iarăși. Iar a venit. Da, uite. Să ne oprească. Nu vrea să ne lase în pace. Nu vrea. Ce s-a întâmplat cu el, mă întreb oare? Că nu era atât de mare și nici nu era rău. Gata. Bine, voi vedeți că mânuța adevăratul e pe umorul ei în continuare. Da, asta e o mânuță făcut de cineva. De probabil Cartoon Cat și prietenii săi. Posibil să fie făcut de Cartoon Cat. Haide, vină încoace. Uite, este chiar fântâna din mijloc din Nevermore, vezi? Văd. Da. Hai, vină încoace Wednesday. Hai, să ne zici aici care-i treaba. Deci în această fântână este o fântână de decor cumpărată de la Dedeman. Da, nu cred. Gata, ți-a zis. Nu, nu e vorba despre asta, pentru că aici la Nevermore, după cum se poate observa, unde sunt elevii? Nu e nimeni aici. Da, Wednesday. Eu cred că s-a întâmplat ceva. Unde e toată lumea? De ce nu e nimeni aici? Hai, urcă scările, nu poți pe tocuri. Nu poate pe tocuri să urce. Ce s-a întâmplat? Aici e intrare de la scări, gata. Ce s-a întâmplat mai exact aici la Nevermore? Știți ce cred eu că s-a întâmplat? Ia zi. Cred că e vacanță. Da, corect, e vacanța de iarnă pentru că... Bă, dar totuși dacă e vacanță, cine l-a făcut pe mânuță mare și rău? Cartoon Cat. Păi hai să ne întâlnim cu el. Ia Cartoon Cat, unde ești, mă, băiatule? Ia vină încoace, tu l-ai făcut pe mânuță mare. Ia să vedem unde e. Eu zic că... Unde e Cartoon Cat? Cartoon Cat și prietenii. Păi voi l-ați... Ia,
Cartoon Cat, arată-te, mă, dacă tu ești cel care l-ai făcut pe mânuță mare și rău, arată-te unde ești. Păi asta zic. Oh my god. Ne privea din depărtare. Deci știi cum se uita la noi? Ne privea din depărtare, asta zic. Da, mă, chiar. Și prietenii lui. E Cartoon Cat și prietenii lui, uite-te și tu. Uite, a venit și Nurpo. Ăsta se bate cu Nurpo. God, aveți grijă să nu călcați în Nurpo. Bă, Nurpo e de partea noastră. Aveți noroc de bani. Serios? Da, uite, se bate cu Nurpo. Bă, v-ați certat la laborator sau ce? Deci Nurpo e de partea noastră. Bă, ia lăsați-l în pace pe mânuță, da? Ia să-l lăsați voi în pace. Că mânuță chiar e de-al nostru, e român. E român de-al nostru, lăsați-l în pace. E român de-al nostru. Așa că să-l lăsați în pace, bine? Oameni, lăsați-mă și pe mine în pace. Da, deci vreau să-mi scrieți în comentarii dacă știați că mânuță e român. Mă, deci ăștia trebuie să-i distrugem ca mânuță să-și revină, înțelegeți? Da. Oare? Da, nu știu ce să zic, eu asta cred. Bravo, l-ai bătut pe Cartoon Dog, acum Cartoon Cat, wow, se teleportează. Ce face? Mânuță e în copac. Periculos rău de tot. Mânuță e în copac. Uite-l. L-au prins acolo sau ce? Nu știu, vrea să urce în copac, cred că. Sau gâdilă copacul, una din două. Gâdilă copacul. Nu, cred că se scarpină ca ursul Balu. Ah, se scarpină. Bă, ia, uite, cred că e prietenos. Ia stai așa să mă duc lângă el. Ce face cu mâna? Cred că acum că l-am distrus pe Cartoon Cat, e prietenă. Mă bate tot cu degetul din mijloc. Uite, zici că ne face cu mâna de aici. Cred că face mișto de noi. Credeți? Nici eu nu sunt sigur. Uite ce face. Măi, ok, știi ce? E timpul să te ducem la pușcărie. Mânuță, îmi pare rău. Haideți că l-am luat. Ia uite-l ce încearcă să facă. Ce supărat e. N-are nicio șansă, nicio șansă că l-am prins. Aoleu. A scăpat? Scapă uneori, nu știu, e foarte puternic. E foarte mare. Da, n-am mai văzut o mână atât de mare până în acest moment. Dar stai mă pe loc. Ia stai așa. Că mergem frumos la pușcărie cu tine. La pușcărie, nici mai stau de vorbă. Unde este pușcărie aici? Pușcăria de mâini. Uite aici este pușcăria de mâini. Ia să vedem. Dar nu cred că încape pe ușă. Asta Păi de asta poate avem vreo ușă mare. Avem o ușă mare aici, dacă puteți să o deschideți. Adus-a pas butonul. Du-te, apasă butonul. Mihai, așa, perfect. Like. Fac-l acolo. Perfect. Așa. Și acum închide butonul. Închide butonașul de like. Gata. Deci butonașul de like, dacă nu l-ați apăsat. Gata, și acum, ea nu cred că iese pe aici, nu cred că iese. Nu iese. Bă! A rupt ușa. A spart ușa? N-are loc să iasă. A spart ușa, nu mai este ușa. Bine. Oh my god. Dar hei, e atât de mare, încât n-are șansă să mai iasă de acolo, uitați-vă și voi. Nu. Ne, ce să faci acum, ce să faci? Dar cum ne bate? Dacă merge pe cealaltă parte. Păi ne bate dacă ne apropiem de el, dar așa el nici mai are cum să iasă de acolo. Deci, practic, este o pușcărie special dedicată pentru domnul mânuță din Wednesday. Ia uitați-l. Nu mai are ce să facă. Salut, la revedere, băiatul. Faza e că n-am scăpat de el. Mă gândeam că odată ce îl batem pe Cartoon Cat, vom scăpa de el, pentru că, na, dacă e creația lui Cartoon Cat, atunci va dispărea odată cu Cartoon Cat. Dar nu este așa. Crede-mă că adevăratul Cartoon Cat e undeva ascuns bine. Bă, asta e adevărat. Adică Cartoon Cat noi l-am bătut de atâtea ori și el tot apare. Deci Cartoon Cat-ul adevărat e în altă parte, mă gândesc. Da, exact. Nu știu ce să zic. Hai să mai mergem pe străduța asta pe aici și să încercăm să ne întoarcem în oraș, poate. Pentru că aici în pădure sunt tot felul de chestii și mie că dăm de hide. Mami long legs. Mami long legs. Hai că am înțeles. Ce, vor să nu ne mai lase, să nu ne mai lase să plecăm sau ce? Probabil. Ia uite, mai uite ce face, uite ce face. Bă, dar pe mami long legs cam greu o batem. Știu. Eu zic să fugim de ea, eu zic să fugim de ea. Hai. Uite, Mihai are strategia foarte bine învățată. Da, dai cu fuga și la revedere și gata. Eu zic că e cea mai bună strategie. Veniți încoace. Mamă! Veniți pe mine, veniți pe mine. Am un plan. Ia. Aici este o casă baricadată. Ia, uitați-vă. Da. Uite, asta e bună, asta e bună. Aici ar trebui să fim în siguranță. Ne conchid. Bă, să sperăm. Aoleu! N-ai ce să ne faci. Hai că e bine că noi stăm aici, ăsta acolo. N-ai ce să ne faci. Salut, la revedere. Da, oameni buni, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade cu Garry's Mod, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Am făcut așa un episod, să zic ca pe vremuri, că n-am mai făcut de mult Garry's Mod, dacă e să o luăm așa. Dar dacă este să vă placă din nou, bineînțeles, seria va reveni cu noi idei, cu chestii interesante. Așa că noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Am.